Citeam într-un articol, Albania, țară mult mai săracă și America ca noi, a tot lege în Parlament, că ține de coeziune și de unitate, s-a interzis tăiatul pădurilor timp de 10 ani. Deci niciun copac nu se taie. Nu. Anii ăștia crește deci, altă pădure, nu, sau cel puțin... Nu. Și intenția mea, la început, când am auzit ce minune și ce defizit, și am văzut imagini satelitare și tot, am zis 2 ani, nu 10, mai temini. Deci, noi tăiem 3 metri cub pe hectar pe an. Pădurea se dezvoltă de la sine, de la bunul Dumnezeu. Plantim. Și da, nu, nu, anual. Și dacă nu plantăm, deci de la sine, crește de la 4 metri cub pe hectar pe an. Și la 10 metri cub la bine. Deci noi în fiecare an tăiem mai puțin decât se dezvoltă pădurea. Unul la mână. Doi la mână. Orice arbore, după ce depășește vârsta de maturitate, se degradează. Deci la noi, dacă tăiem numai cât e legal, deci terminăm cu tăiatul ilegal, noi suntem în creștere an de an. Deci nu e o problemă. Statistica e destul de... Nu, depinde pe ce statistică voltați.